obrăsnicie, duhuri de mândrie, de ură, de răutate și managadoviemen. Vreau să ia pacea din cămine, ca să nu se mai înțeleagă nici cei doi unul cu altul, cei care trebuie să fie una, ca mâinile să le ridice în sus și astfel să poată ținea pieptul neltirilor vrăjmașe care se năpustiesc asupra corturilor. De aceea vi s-o cerut, mă încurace să le înălțați în sus, ca să puteți ținea pieptul neltirilor vrăjmașe și să nu fiți pradă, ca vrășmașul să vă atace căminele și pe odraslele voastre. De aceea înțelegeți, pentru că lupta va fi din ce în ce mai puternică. Și managadoviemen, pentru că la unii le va suci vederile, la unii le va aduce rătăcirea minții, la unii le va aduce plăcerile carnale. Și managadoviemen, care să-i ducă și împanacomenadovien, ca să cadă în cursa păcatului. De aceea vi se zice veghere dublată. Și managadoviemen, pentru că vreau ca cel care intră cu cere și cel ce mă cheamă să cunoască că nu mă cheamă în zadar. Vreau să dau putere, vreau să dau tărie, vreau să adăpostez corturile voastre, vreau să las paza dublată și managadovieme. Dar sunt silit uneori și împanacomenados ca să vă pun barieri în cale, pentru că dacă v-aș lăsa în voia voastră, mulți mi-ați dat carcegi de spărțire și unii ar zice că niciodată nu m-au cunoscut. Și ca să mă cunoască, îi trec prin încercări, că acolo să-și aduc aminte că sunt Dumnezeu și singur care pot izbăvi. De aceea nu murmurați când sunteți trecuți prin cuptor și prin șempanacomenados, încercări de tot felul, că vreau să mă cunoașteți, că vin în ajutor la cei ce mă cheamă, că izbăvesc, că fac rana și o leg. Șemanagadoviemen, Eli Fragidos Mienados, chiar dacă la unii vi se pare că zăbovesc, să știți că lacrimile strânsă în burduf și gemetile nu strecute cu vederea ni suspinele. Și vine vremea când cei ce o semăna cu lacrimi va secera cu bucurie. De aceea înțelege poporule, pentru că-i scurtă vremea, s-a apropiat timpul în care și managadoviemen aveți nevoie de putere dublată, să puteți ținea pieptul neltirilor vrăjmașe, că va fi lupte și dinăuntru și din afară, pentru că se apropie furtuna, se apropie nori întunecoși și numai cei care au candela aprinsă vor putea să înainteze prin întuneric cu gros. De aceea e vremea în care să vă strângeți un de lemn, e vremea în care să cereți înnoirea, să cereți puterea dublată și împanacomenadovien, pentru că se vede blăguirea multora de putere. Vreau să vă dau putere, vreau să vă dau tărie, vreau să intervin la cauzele voastre, pentru că vrăjmașul și managadoviemen caută să atace pe unii din odraslele voastre, chiar cu duhuri de răzbunare și gânduri de sinucidere. De aceea vreau să vin să zdrobesc planul vrăjmaș, vreau să ies înainte acestor duhuri, să știe iadul întreg și împanacomenados, că nu-mi las copiii pradă întunericului. Ce-am purtat pe brață, nu vreau să las, nu vreau
să pierd. De aceea faceți-vă partea, zice Domnul. Și amin, 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 îmi voi face lucrarea. Da, amin. Și iată, chiar în cursul anului ce va urma,